apoi mai lovesc. Nu mai fac nimic, mă doare spatele. Scrie ce am descris și încerc să potrivesc bine după ceea ce am zis. Da, dar eu mai încep și când mă înregistrez. Prietena mea de mea este producătoare. Păi și, nu te ajută? Vrei să fii și tu prietena noastră? Normal. Tu, nu? Ce să îi place foarte tare. Da. Hai ce nu. Hai. Uite câte femei ai. Hai fă și mie. Da, hai că... Cash ceva. Hai mai las, mi se face grea, e normal. Și pentru mine, eu da, eu sunt surora. Hai, mă! Nu, uite, să ne vedem! Băi, dar ți-e rău? Da, de ce dragă, mamă? Vrei să meargă Isa la medic? Și să ajută pasila. Dar voi împreună nu puteți face. Nu vrei să fie pastila ta? Bomba! Nu așa mare. S-au secreat? Nici nu vreau să mă gândesc când o să iasă. Nicio. Dar unde o să mergi la... Că? Unde mă crești? De ce eu? Gen, când o să ieșiți voi, băieții. Uite tu, de exemplu, când o să ieși. Păi da, da. El vorbesc de el că e în cursă. Păi și dacă ieși, unde mergi? Nu mă duc la... Păi și cum? Ce faci? Te rezolvi singur? Deci mai înainte ai spus că fai, că nici eu nu vreau să mă gândesc. N-au stat ei, îți dai seama așa. După aia poate ies real. Dar nu, că dușurile alea... Ba dacă ai ceva aici, da, dar nu. Ai telefon, mă, și tu ești la plastic? N-ai telefon? La duș ai văzut? Mâncă, vă, mă. Of, bine, hai să ne... Păi eu mă pierd în București, dar... Apucăm de treabă să le... Eu merg cu metro unde am nevoie pe sătă. Nimeni să vomit. Dar dacă ea sunt task să dăm multe linii. Nu mai dormi legat. Acum ne leagă de picior, de ce să mai delegăm? Băi, e complicat. Dacă mai trebuie mai schimbă de strada, să mergi. Dacă vrei să iei gentul de literă, vizem Pantelimon, să mergi către literă. Da, și trebuie să cobori la unii. Păi și eu. Apoi trebuie să mergi, mergi pe sus, pe scări așa, ai schimbat magistrala, ca să se schimbi celălalt care merge de înainte, adică tu mergi așa și trebuie să schimbi să mergi dincolo, știi? Da. Trebuie să schimbi magistrala pe care e. Eu îmi zic. Ceva la cameră, mă, de aia. Da, mă, în living. Cabina telefonică. În living. De aceea ai mai doar cabina ta. Mie mă lăsă, nu mai lăsă. Am sufletul de la mamă și mi-o cu ce faci, zi? Vezi că e urmă. M-am stat în grade. Eram așa de spălat. Atinge, chestii. Atinge, direct. Nu, mă, da.
da. Știi schema aia cu... Dar ai anunțat-o cu da, aia, cum da, să da. De cum vreți să uite? De la cum vreți să uite? Nu mai vreau turma, să uite. Nu știu, nu știu, nu știu. 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 Voiam să mă văd cu ea, că de ce nu plăca stinga aici, dar n-am avut timp. Fă-i tu. Nu, nu vreau, dar nu vreau. Nu vreau. Îmi dai mâna când dai cealul cu aia, nu? Da. Bă, frate, eu adorm, nu ți-ai putea ascolă păi și pe mine mai așa. Dacă vrei, ce nu fac așa? Eu nu știam că trebuie să facem așa. Bă, dar dacă accepti? Ce nu mai conține, bine așa, bine așa. Deci, mândri. Bine, sunt varză locurile. Rahoa, frate, Rahoa e cea mai bună. S-au drumut albere, da. Eu am stat lângă Han. Să-mi dă picior, că n-ai zis de 100.000 de ori Han în ultima săptămână. Nu am zis de 100.000 de ori, am zis doar acum cu zonele de că am dat, că am stat lângă Han, gen că am locuit acolo. Nu faci și mincinos. N-am zis de 100 de ori și nu de fapt mincinos. Ce aia, 250 de ori? Stai într-o baie. Da, asta așa e. De la 350 în sus, o garzonieră. Eu am stat în Rahova unde n-aveam de la mine. Mila mea era o garzonieră într-un bloc, dar era o garzonieră aranjată frumos, da, adică era ok. Da, că are mână. Da, da, era, chiar era frumoasă. Te dai piciorul? Mi-a murțit. Hai să-mi dau picior de jos. Nu, mai așa, mai pe parte. Mai pe ce parte? Mai pe pat. Ah. Mai pe canapea, mai pe sofa. Așa? Aha. Aha. Păi, iar nu mai stau bine. Nu știu cum faci, tot timpul de-mi strici poziția. Așa ceva n-am văzut. Cum știi? Vezi poziția. Păi, nu pot să mă pun cum vreau. Hai, stai, pe spate, cum vrei. Sugerez confort urban. Sugerez confort urban. Confort urban. Pentru blocuri, apartamente, garsonele noi. Nu, e o zonă lângă Rahova, cu confort urban. Da, sunt numai blocuri noi făcute acum. Și arată ok și prețurile sunt acceptabile. Nu, nu Berceni, nici vă rog. A, n-am treabă, da. Departe, frate, de orice. Chiar e un instructor de fitness bun rău de tot în Berceni. Da. Ce? Dacă vă interesează. Da, am terminat de lucrat la podul ăla de acolo în Berceni. Nu cred că da. Bine, mă gândeam la altul, că se mai lucrează într-o parte, dar nu lângă Orășel. Se lucra la, pe prelungirea Ghencea, unde stăteam eu. Se cumpărea... Dar mereu se lucrează peste tot. Pe prelungirea Ghencea... Depinde de într-o anumită zonă, da, dar nu toate zonele. Pe prelungire încolo nu se merge pe 4 metri, parcă, sau... Deci, da? Ca ba, cred că s-a făcut pe... Nu mai știu, că n-am mai fost de mult pe acolo. Și am stat acum câțiva ani în cartierul Latin, la ieșire acolo. Ceva rău. Da, dar când ia... Bine, drumul tabere e mai ok, că nu e chiar atât de aglomerat. Dacă te duci pe prelungire... Da, știu, mamă, vai de capul meu. Și mai așa... Păi eu trebuia să fiu la facultate la 8 dimineața. Trebuia să plec cu 3 ore înainte ca să ajung. Acolo voiam să-mi găsesc un loc de muncă și trebuia să trec pe acolo.
acolo și când am auzit că trebuie să pleci înainte cu două ore sau ce vorbești, mă, că nu mai vine nicăieri pe ce... Așa am stat eu un an în cartierul la cine. Mă plătesc pe mine, mă plătește 12 ore, 8 ore la muncă, 2 ore, 2 ore, întors pe ceamă de bine la cap. Dar știți că era un mugheroș aici și eu stăteam la 4 stații de mugheroș. Mă duceam pe jos la un moment dat. Păi e mai bine decât să... Ajunge mai repede. Eu stăteam în spate la ușă, cum ar veni. Ah, da, lângă Mec. Mec e gen, da, peste stradă, pe acolo, la blocurile prin spate stăteam. Mama, stai la semaforul ăla din, de acolo, fix de acolo, la semaforul ăla de lângă Mec. Bă, de 7 ori, jur că le-am numărat de 7 ori. Pentru că mergea așa. Mai stă unul mai departe. Băi, da, e foarte aglomerată intersecția aia și în 13 septembrie la fel e foarte aglomerată intersecția. Da, este foarte greu, dar sunt anumite intersecții. Cum mai este ora? Ciulo. Gata. A, da, domn. 11:11. Auto pe Ionel a zis că mergem la fotbal. Hai acolo. Că nu apare nimic aici. Ia uite, Alex își face păr. Măcar frumos să fie, nu? Da. Tu ce faci în bani? Ținută de 10. Astăzi vezi la parte de un task inedit. Fiecare băiat va avea misiunea de a alege o ținută completă pentru o fată din competiție, însă trebuie să fiți atenți. Alegerea trebuie să includă toate piesele vestimentare necesare, de la haine și accesorii până la pantofi, dar fără lenjerie intimă și fără produse de make-up. Ținuta trebuie să fie cu inspirație mediteraneană, adică să aibă un aer relaxat, proaspăt și chic, reflectând atmosfera plajelor însorite și a stilului de viață relaxat al regiunilor din jurul Mării Mediteranene. Instrucțiuni. Băieții vor alege ținutele complete, iar acestea vor fi așezate pe 4 fete alese. Fetele vor aștepta în casa băieților și vor urmări întreaga acțiune pe plasmă, fără a putea interveni. Băieții au la dispoziție 10 minute pentru a alege ținutele, iar toți vor face acest lucru simultan. După ce alegerile au fost făcute, fetele se vor îndrepta spre camerele lor, vor găsi ținutele și vor îmbrăca exact ce au găsit pe pat. Apoi vor defila în sufragerie, arătându-ne cum s-au descurcat băieții. Raluca Preda, prezentatoarea emisiunii Mireasa Direct din culise, este pasionată de modă și styling și va juriza fiecare ținută, evaluând creativitatea și potrivirea fiecărui outfit. Cine va reuși să impresioneze va avea parte de un date în afara casei chiar mâine. Dacă te duci la mine sus, vezi că e patul cu ursulețul și cauți jos la mine și cauți compleul ăla cu portocaliu, că am compleul. Ok. Și gata și încălțăm. Dar ce trebuie să facă? N-am înțeles. În dulap, în ăla din față, în față, jos de tot am pantofi, cauți pe ea transparenți. Și în partea cealaltă am o cutie roșie.